Instalația de cablu inaugurată astăzi are o lungime de 1600 de metri și poate transporta 1800 de persoane pe oră. A costat aproape 30 de milioane de euro, banii provenind de la Ministerul Turismului. Cu acest prilej a fost lansat noul brand al stațiunii Sinaia, Ski on Sky, adică ochi pe cer. Acolo, plafonul de nori este destul de jos, iar turiștii au senzația că schiază deasupra norilor. În luna martie, în Valea Soarelui, se va desfășura pentru prima dată în România Cupa Europei la schi alpin.